Și rămânem cu atenția peste hotare pentru că avem dincolo de granițe familii, prieteni. Peste 170.000 de oameni au murit din cauza noului coronavirus la nivel mondial, iar numărul bolnavilor se apropie de 2 milioane și jumătate. Bogdan a analizat această situație mondială. Bogdan ne spunea mai devreme că ceva ți-a atras atenția. Într-adevăr, Andreea, mă intrigă faptul că Spania a devenit deja al doilea stat din lume după Statele Unite care a trecut de pragul de 200 de mii de cazuri de COVID-19. Partea bună este totuși că pentru prima oară în ultima lună numărul deceselor raportate zilnic în peninsulă a scăzut sub 400 de persoane. De la izbucnirea epidemiei aici au fost înregistrate aproape 21 de mii de decese, după cum puteți observa. Vin vești încurajatoare din Italia, unde numărul noilor cazuri raportate în ultima zi a scăzut sub 3.000 de persoane. Cifra înregistrată a fost ieri de 2.256 de cazuri. De asemenea, numărul celor vindecați de pe o zi pe alta este în creștere, 20 la numărătoare. Totul în contextul în care duminică fusese înregistrate peste 3.000 de noi cazuri. Până acum, peste 24.000 de oameni au murit în peninsulă, iar peste 180.000 au fost depistați pozitiv. Franța a depășit între timp pragul de 20.000 de morți, clasându-se astfel pe locul 4 la numărul de decese 2265 după state ca Spania, Statele Unite, Italia. Cu toate acestea, numărul de pacienți internați la terapie intensivă a scăzut în ultimele 12 zile, un fapt care le dă speranță francezilor. De la debutul epidemiei, peste 155.000 de oameni au fost depistați pozitiv în Franța. Trecem oceanul. Statele Unite ale Americii rămân în continuare cel mai mare focar de pe planetă. Numărul de persoane infectate se apropie de 800.000 de persoane, în timp ce numărul deceselor a trecut deja de 42.500.